Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O conductă ilegală de vodcă care transporta vodcă din Ucraina, Republica Moldova, a fost descoperită de polițiștii de frontieră ucrainieni în regiunea Odessa și întrebarea mea a fost de la ce distanță s-au prins că trece pe acolo. Imaginați că strata l-a făcut o piesă cu eu beu. Eu beu, da. De fiecare cântă despre ce face, nu? Potrivit guvernului ucrainean, conducta era folosită pentru a transporta alcool ilegal din Ucraina în Moldova. 300 de metri de țeavă de polietilenă, de plastic, se întindeau de la granița de stat în subteran, în direcția casei private a unui cetățean al Ucrainei, în vârstă de 32 de ani. Și au făcut o lucrare frumoasă. Da, au precizat autoritățile într-un comunicat, deci conducta prieteniei. Adică, adică practic venea din Moldova, mă, să mai zici că Moldova n-are export. Adevărul că acolo sunt tot felul de podul de flori a fost, da, exact, conducta prieteniei, vorba ta. Potrivit Vice, autostrada Vod autostrada, e tunelul Vocii, e partea unei rețele de conducte din epoca sovietică prin care se transporta vodcă rusească ieftină în țările vecine. Deci prietenia între popoare. Aveau distribuția făcută încă de pe atunci. Da. Doar că acum au schimbat sensul. Deci, pe baza infrastructurii deja existente, acum sensul este viceversa. Viceversa, din câte înțeleg, practic de la moldoveni la ucraineni. Asta cu conductele de băutură, știi, eu am crezut totdeauna că sunt legende urbane. Adică era o legendă urbană cu un nene pe vremea împușcatului, cu un nene care stătea gardă în gard cu fabrica de bere Gripița și și-a tras bere din fabrică la robinetul de la chiuveta de la bucătărie. Ce tare! Asta era legenda, înțelegi? Și își chema prietenii și se ducea în bucătărie și punea bere direct în pahar la chiuvetă. Deci ar fi avut un robinet. Acum asta era o legendă urbană, știi? Nu știu dacă... Dar cred că e posibil. E foarte posibil să fie adevărat în anumite situații. Dacă ăștia au făcut o conductă între două țări, da, îți dai seama, care ducea direct la ăla acasă. Au un mare lucru să înțepe o țeavă și să... După ce am vorbit despre conducta de bere care venea în casa omului și am zis că eu cred că este legendă urbană, iată, sunt contrazis. Da, nu e legendă urbană. Zice cineva. Pentru că de ce? Da. Am primit următorul mesaj. Ia. Cu fabrica de bere Gambrinus nu este legendă. Nu e Gambrinus. Respect... Da, acolo se făcea și bere. Cred că Grivița, la Grivița. Te rog să nu mă întrerupi. Da, mă, deci domnul așa a spus. Acum mai... Ai spus să vedem ce a declarat omul. Acum stai, domnule, că nu e. Zile, domnule, ce a declarat. Deci, reiau. Da. Cu fabrica de bere Gambrinus nu este legendă. Respectivul lucra mecanic operator la linia de îmbuteliere și locuia într-o casă de serviciu gard în gard cu fabrica și își trăsese țeava până în casă, semnul exclamării mare, roșu. Am lucrat acolo la pază după ce fabrica a fost vândută. Deci omul a lucrat acolo, la Gambrinus. Și păi tu contrazici, și stai, vrei să spui că l-a avut serviciu în altă parte. Și a, nu, eu nu neg că a lucrat acolo, că presupun că știe. Dar a văzut dânsul țeava, s-a dus dânsul și a dat drumul la robinet și a... Domnule, ai văzut dumneata țeava? Mai scrie-ne dacă... Asta și e, mai așa eu... se aude în fabrică, sunt multe legende urbane. El știi, bre, păgică ăla de la sculărie avea țeavă. E, na, da, domnule, avea țeavă. Da, ai văzut, matale, mi-a zis Vasile de ai la bobinaj. Ai fost casă la el și ai dat drumul la robinet și a curs bere. Și cum era? Era bun, era proaspăt, era rece? Bure. Avea acid? Da. Cum își păstra bere? Și mai e un... De unde lua el bere? Asta este important. Știi, să ne gândim cum se face. De unde lua el? Adică lua direct în budană, venea cu presiune mare. Din perete. Care-i treaba? Și aparent povestea se repetă. Da. Pentru că cineva ne spune că se știe. Se știe, da. Despre conductele de coniac și de bitter din casa portarului de la Zarea. Ce mișto. Da, deci se pare că legenda era practic poveste adevărată, caz real, pe toate fabricile. Și francezii au pe... niște conducte de șampanie. Teritoriul patriei. Care se duc direct în mare, de asta... Lucrez la fabrică, trebuie să fii specialist în instalații țevi, domnul... robinet. Domnul scrie? Domnul cu Gambrinu scrie. Bun, lasă că citim. Bine, lăsăm să scrie. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.